nu vorbi de rău. Nu vorbi de rău o persoană în absența ei, deoarece face parte din marea perfecțiune divină în care ești. Zâmbește tot timpul. Acest lucru vindecă sufletul și creează un acces de bunăvoință pentru tine și lumea din jurul tău. Nu îți asuma responsabilitatea pentru dezvoltarea altor oameni, deoarece viziunea lor asupra lumii și fericirea lor, fiecare persoană își face propria viață. Fiecare are propria karmă și dezvoltarea spirituală personală. Aceasta nu înseamnă că dacă deții un adevăr care poate salva, care poate ajuta, care poate lumina, nu trebuie să o faci. Ba trebuie. Dar atunci când nu merge, deși ți-ai dat toată strădania, lasă-i să fie și să meargă pe propriul lor drum. Nu te judeca pe tine și acțiunile tale din trecut, deoarece fără acest trecut nu aveai acest prezent. Nu te mai întoarce la greșelile trecutului. Este o risipă de energie. Doar nu le repeta. Nu te agăța de nimic, nici de oameni, nici de lucruri. Dacă ceva a dispărut, era necesar pentru univers, dar mai presus de toate, pentru tine. Aceasta nu înseamnă că nu trebuie să lupți pentru ceea ce îți dorești și iubești. Personalitatea ta, ego-ul tău, pot acționa pentru ceva pe care îl consider vital, dar sufletul tău știe de ce ai nevoie. Iartă ușor. Furia este un conflict intern care dă naștere unor boli ale sufletului și trupului. Când simți furie în tine, uită-te de unde a venit. Simțul propriului tău sens sau sentimentul inutilității. Trimite acelei persoane o rază de lumină din inima ta și vezi cum se topește furia și intoleranța. Reduc criticile din gândire, deoarece îți consumă multă energie. Încearcă să-ți asculți sufletul mai des și, treptat, risipa minții tale va dispărea. Fii mai conștient de corpul tău. Dă-i adesea șansa de a se relaxa și de a se odihni, apoi energia din ea se va mișca în modul corect. Învață să vorbești mai puțin. Vorbirea continuă elimină energie, mai ales atunci când este hrănită de emoții. Încearcă următoarea tehnică. Când se întâmplă ceva important în viața ta, nu spune nimănui, chiar dacă simți nevoia să strigi. În acest fel, poți păstra puterea și energia a ceea ce s-a întâmplat. La fel, atunci când altcineva te pune în povestea lui,
stai calm și nu te implica în emoțiile altora. Protejează-te de negativitate. În momentul în care simți o energie negativă sau un gest îndreptat către tine, direcționează imediat opusul către el, adică iubire. Dacă țipă la tine, spune-i un cuvânt frumos. Dacă este urât, exprimă iubirea. Fă-l conștient din inimă. Cea mai bună protecție este lumina interioară. Începe să faci ceea ce crezi că este imposibil și te sperie. Limitările și restricțiile în care fiecare om este închis îi blochează puterea și libertatea de a fi el însuși. Poate părea dificil la început, dar treptat vei găsi un potențial enorm pentru diverse activități. Începe cu lucruri mărunte. Antrenează-ți mintea și ieși din imposibil. Nu-ți trăda sinele profund. Nu te păcăli, crezând că poți fi fericit împlinindu-ți așteptările și speranțele altcuiva. Nu datorezi nimănui nimic. Tot ce trebuie să faci este să nu te trădezi. Ascultă vocea inimii tale, nu ego-ul. În fiecare zi învață ceva nou. Îmbogățește-ți sufletul cu noi impresii, inima cu înțelepciune și mintea cu utile cunoștințe. Găsește timp să citești. În cărți s-au acumulat mii de ani de experiență și înțelepciune. Stai departe de oamenii care te împing înapoi, furându-ți forțele vieții. Evită-i pe cei care judecă, care se plâng și plâng. Nu te implica cu oamenii cu care nu ai nimic de a face. Unii oameni nu se înțeleg bine cu trecutul lor. Dă-le drumul. Alege oameni cu care simți empatie pentru a relaționa. Nu uita că ai întotdeauna această libertate de a alege. Fii onest cu tine însăți. Nu trăi în autoamăgire, chiar și în cel mai ușor mod. Amintește-ți, oamenii nu sunt ceea ce îți imaginezi. Lumea nu este ceea ce vrei tu să fie. Privește adevărul în ochi și trăiește în realitate. Nu păcăli oamenii din jurul tău. Iubește necondiționat. A iubi pe cineva condiționat, a fi ceea ce tu aștepți de la ei sau de a face ceea ce vrei, este manipulare și lipsă de respect pentru libertatea celorlalți. Ajută și dăruiește acolo unde îți faci loc pentru aceasta și lasă primirea ta să fie primirea altora.